Salut! Sunt atât de multe lucruri frumoase de făcut în fiecare zi. Pentru mine însă, lectura este o pasiune. Am citit mai nou una dintre cele mai vândute cărți pentru copii, Vânătorii de cărți. Nimic nu se compară cu misterul unui joc online care te conduce la cărți. Super lectură! Și acum o nouă provocare matematică. În jocul vânătorii de cărți, Emily trebuie să găsească o carte și să ascundă altă carte, acumulând puncte pentru a trece la nivelul următor. Jocul a condus la biblioteca orașului, unde a găsit o carte ce valorează 4756 de puncte și a ascuns o carte pentru care a primit 3212 puncte. Câte puncte a acumulat Emily la joc? Cu câte puncte valorează mai mult găsirea unei cărți decât ascunderea ei? Să pornim de la datele problemei. Găsirea unei cărți valorează 4756 de puncte, iar ascunderea unei cărți valorează 3212 puncte. Câte puncte a acumulat Emily la joc? Ca să putem calcula, descompunem fiecare din cele două numere în numere formate din mii, sute, zeci și unități. Apoi adunăm numerele formate din mii separat, sute, zeci și unități și obținem rezultate sau sume parțiale. Iar la final le adunăm pe acestea și obținem rezultatul final 7968. Dacă vrem să scriem mai simplu, putem să așezăm numerele unele sub altele, având grijă să păstrăm la fel ordinele corespunzătoare, unități la unități, zeci la zeci, sute la sute, mii la mii și să adunăm realizând suma termenilor de la fiecare ordine în parte și obținem rezultatul final 7968. Pentru întrebarea următoare, cu câte puncte valorează mai mult găsirea unei cărți decât ascunderea ei, trebuie să mergem din nou în datele problemei și observăm că de data aceasta trebuie să facem scădere. 4756 minus 3212. La scădere vom merge după același algoritm. Descompunem, grupăm și facem apoi scăderi parțiale. După aceea, rezultatul final, 1544. Dacă ne dorim să scriem mai simplu, le așezăm din nou unele sub altele, având grijă să respectăm ordinele, unități sub unități, zeci sub zeci, sute sub sute, mii sub mii. Și rezultatul final, observați și voi, se poate calcula simplu, 1544. Și acum să exersăm. Ți-am pregătit două exerciții. Rezolvă-le. Ai trei semnale sonore. Succes! Ai terminat calculele? Iată rezultatul corect. 76.799 pentru primul exercițiu și 52.371 pentru al doilea exercițiu. Dacă ai obținut aceste rezultate, felicitări! Dacă nu ai obținut așa, mai încearcă! Înainte de a verifica dacă am rezolvat corect cele două exerciții anterioare, îți propun să ne reamintim din dicționarul matematic. Poți să repeți odată cu mine? Termen, termen pentru adunare, iar rezultatul adunării se numește sumă, iar la scădere, descăzut, scăzător și rezultatul scăderii se numește rest sau diferență.
Și acum putem să folosim legătura dintre adunare și scădere ca să facem proba. Și vom avea așa, proba prin adunare. Dacă schimbăm ordinea termenilor, vom obține suma, iată, 76.799. Proba prin scădere, de data aceasta, suma devine de scăzut, iar un termen devine scăzător. Și rezultatul nostru este, de fapt, celălalt termen. Deci, restul de aici este termenul. Bun, la scădere acum, proba prin adunare, din rest, iată restul, îl adunăm cu scăzătorul, scăzătorul devine termen aici, și vom obține, de fapt, descăzutul. Suma, de aici, va fi descăzutul. Proba prin scădere, descăzutul, minus restul sau diferența, care a devenit acum scăzător aici, obținem ca și diferență scăzătorul din exercițiul nostru. Felicitări! Ai ajuns în orașul steluțelor! Calculează în trei intervale sonore, apoi verifică alături de Ina. Află suma dintre numărul 62.341 și răsturnatul lui și află scăzătorul dacă descăzutul este 987.435, iar diferența este 715.304. Succes! Și acum să verificăm. Pentru prima steluță ai obținut 76.667? Dar pentru a doua steluță ai obținut 272.131? Dacă răspunsul este da, felicitări! Astăzi primești cupa învingătorului pentru călătoria ta în orașul steluțelor. Dacă nu, ai grijă la calcule, mai exersează și te aștept într-o nouă călătorie matematică.